teroristuri. Vei așteptați ca știrea zilea lui să se fie despre voi? Nu este! Este despre moldoveanuri! Să ne începem buletina de știri! Frățiorurile vostru de peste prute a ales președinta. Și a ales mai prost decât americanurile mei. Riscați ochiurile la materia video despre asta. Bun găsit, diferența de 10% între cei doi contracandidați, Igor Dodon și Maia Sandu, se menține și la această oră. Igor Dodon a obținut voturi la peste 800.000 de moldoveni. De ce toate națiunile se alege bărbate extremisturi la fruntea țarei? Eu aș lăsa un moldovean că frumos se conducă la mine. Ioi, aș da toate autonomia mea la ea. Ne revenim. Basarabeanurile s-a ieșit la stradă după anunțarea noii președinte. Urmăriți filma cu el. Dacă tot protestați, puteți să ziceți ceva și de autonomia ungurilor, că voi aveți deja. Uitați soluțiunea pentru moldoveanurile nemulțumituri de rezultata voatei. Dacă Igor ăsta nu se construiește o gardă de sârme ghimpat la jurul țarei, noi așteptăm cu brațurile deschise femeiurile basarabeancuri la noi la Harghita și Covasna. Bărbatele poate să merge la România. Atât pentru azi, moldoveanuri și românului. Bine, data viitor, țineți-vă minte! Nu contește cine votează, contește cine se numere voatele.